Vânzarea termocentralei Mintia a fost contestată de o persoană fizică cu domiciliul în București, consemnează jurnaliștii de la publicația Cronica Văijiului.ro. Contestația a fost înregistrată la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor în data de 9 septembrie, care a redirecționat-o la Tribunalul Hunedoara. Prin contestația fără număr de înregistrare la emitent, transmisă prin e-mail și înregistrată la Consiliul Național pentru Soluționarea Contestațiilor, formulată de către o persoană fizică în legătură cu licitația din 26 august 2022, prin care s-a înstrăinat fraudulos termocentrala Mintia, organizată de Complexul Energetic Hunedoara S.A. cu sediul în Petroșani, strada Timișoara, numărul 2, județul Hunedoara, s-a solicitat anularea licitației datorită subevaluării grosolane a obiectului licitat care lezează interesele statului român, se arată în contestație. Însă reprezentanții Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor și-au declinat competența în favoarea Tribunalului Hunedoara. În temeiul dispozițiilor articolului 12 aliniat 2 din legea numărul 101/2016, declină competența de soluționare a contestației formulată de către persoana fizică, în contradictoriu cu Complexul Energetic Hunedoara S.A., în favoarea Tribunalului Hunedoara, secția a doua civilă de contencios administrativ și fiscal, se arată în decizia Consiliului Național pentru Soluționarea Contestațiilor. Referitor la acest subiect, prefectul județului Hunedoara, Călin Marian, declară că, potrivit legilor din România, orice cetățean curios și interesat de modul cum se cheltuie banii publici poate monitoriza și contesta licitațiile publice. Cât despre o eventuală întârziere a procesului de privatizare a termocentralei Mintia din cauza contestației, Călin Marian este de părere că Tribunalul Hunedoara va lua o decizie în cel mai scurt timp.